Eva Jordan, Ali Russo, Alexandra Bordoan și Olga Bordan. Pentru cei care au ajuns puțin mai târziu, vă spun din nou, bună seara, dragi prieteni, și bine v-am regăsit. Ne revedem în fiecare an aici, în Piața Unirii, în atmosfera Târgului de Crăciun, pe care ne bucurăm împreună de magia ieri. Anul acesta ne vom distra până pe 21 decembrie, aici, în Piața Unirii, la cele 40 de căsuțe unde vom găsi foarte, foarte multe bunătăți, tonsonați, produse tradiționale, vin, fier, cornulețe, foarte, foarte multe bunătăți. Poate nu are restricții pentru doritorii de distracție. Atenție mare, în zilele de 1, 5, 24 și 31 de decembrie, intrarea este gratuită, așa că profitați. Foarte important, de joi până duminică, elevii școlilor muzeene vor avea ocazia de a retrăi obiceiuri de culinare tradiționale, prin demonstrații și ateliere oferite de la casa de restaurantul Memodese. Astfel, începând cu orele 13 și 16, cei mici vor învăța să gătească produse tradiționale, cornulețe, gârnați, de joi până duminică, aici, între orele 13 și 16. Seriile vor fi animate în fiecare zi de la ora 18:30. Vom avea concerte oferite de artiști prezenți, dar și de vedete, multe, multe alte.